Vă salut încă o dată acum la următorul film care îl fac acum, punerea fagurilor pe rame. Avem aici, eu i-am adus acum, i-am avut undeva afară și i-am lăsat un pic ca să moaie un pic, pentru că ei deja sunt un pic casanți, pentru că i-am ținut afară și ceara așa este mai casant. Eu ce fac? O să iau fagurile, îl bag pe după, îl împletesc practic după sârmă. Îl bag după a doua sârmă, îl trag peste a treia sârmă, îl bag după a patra sârmă și până aici vine deasupra. Deci îl împletim după sârmele respective. Așa, vedeți, aici sunt două sârme, una, două sârme, și pe partea cealaltă am trei sârme care vin. Acum aici ce fac? Am aici un redresor care scoate cam 12 V, are buton de pornire la el. Aici am firele care ieșirile respective are niște capete din astea și eu le-am pus invers cu izolație aici, să pot să țin de ele așa, fără să ating de partea metalică, și să pot să vin așa și vin, o să pun una într-o parte, una într-o parte pe capsele respective. Aici ajută foarte mult și capsele, pentru că o luăm de partea de jos. Deci pun mai repede pe asta. Pun cam 5 secunde. 5 secunde. Așa. Și se vede și aici că deja iese în afară fagul. Se încălzește sârma și fagurile. Deci, odată e făcut așa, uitați-vă și pe partea aceasta că se vede că este făcut. Acum o punem pe partea aceasta altă, invers, și să-i dăm și la firele astea două. Tot așa, 5 secunde. Mi-a ieșit în partea asta altă aici. Așa. Și cu asta am lipit fagul. Deci e fagul lipit frumos pe sârmă și urmează să-l facem stimulare și să băgăm la albinoțe ca să le fac. Mai fac una ca să... chiar două, că mai am două rame aici și așa. Deci împletim fagurile. Așa. Deci 5 secunde. Aici am ținut ceva mai mult. Așa. Este și asta este făcută.
Taguri am luat de la Apis Rom, de la domnul Dumitru Rășcanu. Sunt mulțumit de faguri cum i-am luat, adică de calitatea lor. Am avut și de altă parte și au fost și mai proști. Așa. Deci ne uităm dacă apare aici, că de multe ori poate sârma se încălzește mai repede decât ne așteptăm. Și decât 5 secunde araș, poate să fie și la 4 secunde. Și dacă vedem că a început să iasă pe partea sănătă, să apară semnul că este fagurile, i-am luat. Uitați, aici a fost decât 3 secunde. Și s-a lipit. Cu aceasta vă urez spor la lucru, mulțumesc pentru vizionare și la următorul filmuleț sper să fie când, dacă o să pot să filmez atunci, când o fi la restrâns cuiburile și aranjat pentru a da drumul la pont. Deocamdată acum suntem în ianuarie și ponta încă n-a început. Așa. La mine, cel puțin, nu se simte nicio mișcare în privința asta. Sănătate multă și mulțumesc încă o dată pentru vizionare.